Ce e foarte important, noi ca și comunitate nu suntem suficient de uniți, nu suntem suficient de puternici, nu suntem nici suficient de informați. Asta ca să ajutăm cât o fost și nu au făcut nimic. Dar ca să noi nu suntem suficient de puternici ca să ajutăm pe cei din Statele Unite să depășească problema. Noi suntem curticeni, puțini, importanți, mulți, cât o fi, acolo, dar trebuie să luptăm pentru interesul nostru. Și noi nu avem nevoie ca gârla, limboasa, apa din robinet sau din fântână să ardă. Nu știu dacă ați reținut ceva foarte important. Documentarul ăsta a avut niște părți foarte bine configurate, structurate și detașate de următoarea parte. În prima parte, dacă nu mă înșel, cred că în prima parte, când arăta că în râul respectiv izvorăsc niște bule, ies niște bule la suprafață, un tip cu soția a venit și o a prins. Ați văzut că au făcut și au ars. Cred că ați reținut. Firma care s-a făcut vinovată de contaminarea apei, a primit o amendă de 371.000 de dolari. Știți ce înseamnă asta? E ca și cum colegul meu, Dan, luni la Casa de Cultură, o să zice așa, Andrei, șeful, nu știu cum, dăm 50 de bani împrumut. O să zic, bă, 50 de bani am, nici nu-i vreau înapoi. E ca și cum i-aș zice eu lui. Dar dacă Dan sau eu i-aș cere lui 5.000 de euro împrumut, o să zic, am o problemă. 371.000 de dolari pentru o firmă puternică nu înseamnă nimic. Nimic. Un lucru care e foarte important și nu l-am spus nici eu și nici Cătălin, care iar e foarte, foarte mai informat decât mine, clar. Noi suntem proprietari pe terenurile noastre pe care avem certificat de proprietar și așa mai departe. Zăcământul, adică ce se află sub stratul vegetal, nu-i al nostru. Dacă acolo se descoperă ceva, guvernul, onor guvernul pe care l-am votat, o să vină și o să zică pe terenul domnului Adi Pantea, mâine se va face un puț. Dacă tu nu ești de acord, se face o lege specială și atunci o să fii despăgubit, la fel cum au fost despăgubiți curticenii, pentru pasarele și pentru altele. Da. Domnul Jucuțean, cât ori primi curticele pe un metru pătrat? 10 bani. Dacă era să-l cumpăr eu de dumneavoastră, ca să-mi fac o livadă, poate nu mi-l vindeați cu decât cu 20 de euro. Metru. Sau 10 euro, depinde cum? Unde e. 10 bani. Baie că nici dar nu le-am că auzi. Ai fost obligat. Nici domnul Moț, nici pământul nu-i mea nostru, că 30% din arabile-i vândut la străini deja. Ați văzut oameni care nu au mai putut să umble. Oameni care și-au pus un pahar, cred că toți faceți așa. Mai unii mai iau, deși stânăram destul de multe medicamente, am probleme cu stomacul. Îmi pun un pahar de apă pe dimineață, că mi somn și până mă duc să mă spăl pe dinți, nu știu ce, îl pun acolo, am luat pastilele, după care m-am ridicat din pat, m-am spălat pe dinți, pe nu știu ce și am venit la servici. Ai vrea, sau ați vrea dumneavoastră, ca dimineața când vrei să bei paharul ăla de apă, să-ți dai seama că de fapt nu-i apă. E o substanță care conține petrol, care conține gaz. Mai avem de gând să facem activități de genul ăsta, să mai venim aici. Dacă ne întâlnim 6 persoane, noi tot o să le facem. Dar când avem de gând să ne zbatem pentru ceva, nu o să avem nici o șansă cei 6. Dacă vrem gaze de șist, eu tot așa, o să plec de aici. Dar ce să facem când o să vină gazele de șist? O să trebuiască să plecăm toți. Ați văzut ce au zis companiile? Oameni care au lăsat agoniseala, 440.000 de dolari, au reușit unul să-și facă o fermă, cum zic ăștia de pe Texas, și-au plecat, au lăsat tot acolo. Vă dați seama că nu au fost despăgubit. Și ce i-au spus companiile? Să se mute la motel. Domnul Tăucean, vă rog să vă mutați la motel. Așa se întâmplă la Roșia Montană. Acum. Da. Și acolo cine vine? Tot americanii. Da. Americanii. Așa se întâmplă în Binș. Vă supărați pe dumneavoastră? Cine vă autoriza să intrați aici? Cine vă autoriza să intrați pe domeniul privat? Cine vă autoriza să intrați pe domeniul privat? Cu cine a vorbit? Nu vă supărați, cine vă autoriza să intrați pe domeniul privat? Imediat, ia-ți par de acolo. Nu, lăsați-i, tanti, nu vorbiți așa, mătușa. Nu, nu, tanti, ei nu-i oameni, ei săraci oamenii să... Să vină
sunt angajați. Cine v-a autorizat, dacă e exploziv, să-l montați în domeniul privat? Noi nu avem nicio vină, a zis că sunt înțelegeri, avem echipă. Cu cine? Cu secretarul de la primărie sau cu cine? Nu știu. Nu știu. Nu, domnii s-au angajat, domnii, ei nu-ți dă vină. Crezi că nu știu? Și ați montat explozivile aici. Noi ni s-a zis că putem să intrăm, că s-a făcut înțelegeri. Deci... Cu cine ori făcut înțelegeri? Cu primăria. Aici aveți dreptate. Eu nu știu cu cine. Eu sunt angajat, îmi spune... Omul e angajat, eu am spus să meargă aici, dar cine cu cine au făcut înțelegeri? Nu știu. Șefii dumneavoastră cu cine? Cu primăria, nu? Nu știm. Cum nu știi și în ce plăcești? Păi, dar nu știm cu cine a făcut înțelegeri. De unde sunteți? În Prahova, nu? Nu. Suntem o firmă de la București. De la București. Și vor cădea până aici? Avem lucrări în toată țara. Dăm o lună jumate. Dar pentru ce? Pentru petrol sau gaz? Petrol și gaz. Și ce vor să facă? Sonde? Nu, caută deocamdată să vadă dacă este... Fac sondă între Peciu și Dinea, așa am fost eu până la Ceacova, deja e ridicată sondă. Ce pula caută? Nu, acum caută pungile mai mari. Le scoți afară? Și vă puneți în pericol dacă îl scoateți afară cum explozibilul? E cam pericol. Păi atunci a explodat așa și... ce Dumnezeu? Nu. Deci e pericol că eu nu pot să pot să pot să pot, mă scot eu să vă știu ce se întâmplă. Mor? Mor! Dar care? Ne băgați pe toți în pușcărie. De ce pe toți? Păi, inclusiv pe mine. Păi și la ce adâncime ai băgat? 3 metri. Și ce-i? E exploziv, să face unde se ieși, mică, să mișcă pe... E bun! Se înregistrează. Ei n-aveau voie să vină să facă așa ceva aici. Noi n-aveam, deci înaintea noastră sunt niște fete care umblă și de ce acolo aveți voie, acolo aveți voie, acolo aveți voie. Noi suntem simpli executați. Știu, numele voastră vine. Cine v-a dat autorizație să intrați aici pe teren? Vă rog frumos, spuneți-mi și de unde aveți autorizația? Ha? Vom mânca broasca limba. De unde aveți autorizație? Nu vă supărați ca să intrați pe teren aici? Știți că e violare de proprietate privată? Știe cum să... Păi știu, dar cine... Știu, dar cine v-a trimis? Cine... Sunt și alți șefi, mai mari ca noi. Păi da, spune șeful care ți-o trimis. Nu dai nume, de ce lăsați, nu dai? Lăsați-i. Eu pe ce am să-ți dau în cap, da? Vreți să schemăm serviciul de urgență acum? Să chemăm, atâta timp cât sunteți pe terenul doamnei, aveți voie să intrați la mine în curte? Nu, că n-am greșit absolut cu nimic. Stați puțin, cum adică? Dați găuri aici așa. Dați găuri. Pe voi și ce ați făcut? Stați puțin. Aveți voie să intrați pe domeniul privat? Fără semnătură, fără nimic? Cine v-a autorizat? Nu vă supărați, cine v-a autorizat? Cine v-a autorizat? Suntem noi aici, nu e în junglă, aici avem și noi terenuri, avem drepturi, e pământul nostru, din moș strămoș. Directorul care este la prospecție este de la dumneavoastră de aici, din nume. Păi cine e ăla? Nu-l cunoașteți? Nu. Cel mai mare om influent al României? Nu. Tender? Nu știu. A, domnul Tender. Aoleu, deci domnul Tender, n-am știut. De la Tender ăsta nu a fost și arestat. Ba da. E firar el al drept. Dracului, dacă a zis unul șeva până acum. Lăsați că o să zică ei. O să spună. O să spună, nu vă supărați. Pentru gazetășist. Și el este interzis și în America. În tot ce părți acum pe noi ne rupe. Auziți, indiferent ce face, tu nu aici. Se vină Tender aici, la mine. Pentru gazetășist, o nebunit lumea cu gazetășist. Da. Păi nu ați văzut și unde, partea asta, la jos, la Constanța, tu, la... Da, acolo am văzut grevă la bețul oameni. Tot pentru gazetășist. Păi tot pentru gazetășist. Nu că e voia să foreze păzând pânza freatică. Acceptul. Intră pe terenul vostru. Dar oare domnul, nu știu, Pitiu Roz a fost mai devreme aici, sau domnul Mocută, sau domnul Iepure, n-or avut și ei problema asta. Probabil or avut-o, dar n-or fost în ziua respectivă pe terenul respectiv. Că nu te duci în fiecare zi pe teren. Da. Te duci o dată și îl ari, după nu știu cât timp, două, trei săptămâni sau o lună, te dacă duci și îl cultivi, te prinde becul. Dacă te duci, dacă mi-am eu la muscă, sau dacă le-ai dat nu mai duc, nu te mai duci deloc.
Tata are pământ, dar prinde și el ăsta. Tata are pământul dat la Mosca, eu nici măcar nu știu bine unde e terenul. Sunt curios cât ați fost de informat, adică dacă știați lucrurile astea sau dacă... Eu știam. Le-am auzit, s-au auzit. Am uitat. De anul trecut. Și în Curtici, câtă lume știe, în afară de dumneavoastră care... Nu știu cât știu. Când vine o companie care are miliarde de dolari, care îl are la degetul mic pe premier sau pe ministrul mediului, nimeni nu se mai poate. Auzi, ăștia de la Sântan au vrut să treacă pe unde se face ceva fabrică de aluminiu. Da. Peste pământul lui, nu-i o lăsa. Dom'le, nu vă lăs, oricât îmi dai, nu te lăsa. După părerea ce e important de știut e că nu suntem singuri, că oamenii... Păi trebuie vină oamenii, nu există să nu vină. El oricând poate mobiliza oamenii de... care îi are cu pământul acolo. Da. Eu deja, eu pot să mă duc mâine dimineață în viață și să lătru ca și câinele la stele. Cel mai important lucru, concluzionăm. O hotărâre de guvern poate fi schimbată de un referendum local sau de o hotărâre a Consiliului Local. Dacă avem de partea noastră pe consilier care trebuie să vadă și documentarul ăsta sau să citească flyerul ăsta, fluturașul ăsta, dacă avem de partea noastră, ăștia n-au cum să se apropie.